Ghiță, te aștept de seara la portiță. Salutare și bine ați revenit într-un nou videoclip. Astăzi ne vom juca niște rocheli, cum o facem de fiecare dată. Și haideți, fraților, să vedem ce reușim să facem astăzi. Și fraților, nu uitați de like, subscribe și să vă abonați pentru a ști când postez, pentru că este foarte important. Pentru că YouTube-ul, dacă voi nu v-ați abona, nu ați ști și nu ați fi notificați când postez și dacă postez și așa mai departe. Eu zic că este totul bine și ar trebui să activați clopoțelul. Foarte bine, am dat primul gol. Este o nimica toată, o pasă genială. Mulțumesc, n-ai ieșat, du-te tu. Mă duc să-mi iau un bus repede. O să dea la lung așa, o să încerc să mai dea o dată. Ok, foarte bine, am apărat. Deși era cam aproape să fie un gol, dar ok. Foarte bine a dat. Hai că mai dau o dată. Foarte bine. A fost un fel de pinch. Mă așteptam să o dea și să vină pe perete unde eram eu, dar nu a fost. Dă-i tu. A dat-o ăla deasupra mea. Bine, e gol? Lasă că ăsta e gol. Bine, great pass. Thank you. Close one. A fost chiar foarte aproape să fie gol, dar nu știu cum a nimerit tocmai bara aia de acolo. Se ducea fix în vincul, băi, tăticule, dar e. Hai să vedem. Și fraților, vreau să vorbesc ceva cu voi în legătură cu contul meu de TikTok. Eu am mai multe, administrez mai multe conturi de TikTok și am unul personal, unul de gaming, unul de amuzament, unul tot felul, random, oricum. Și cel personal aparent a fost spart, nu știu de cine, un hacker rus, probabil că ăștia sunt pricepuți la chestii din astea, sau americani, oricum, nu știu. Cineva tot mi-a spart contul și n-am fost atenționat de nicio notificare pe e-mail, pe telefon, pe nimic. Pur și simplu m-am trezit cu un mesaj de la un prieten că vezi, bă, că ce-ai făcut, de ce ai postat aia cu Elon Musk, era un videoclip cu Elon Musk când zicea că pregătește nu știu ce proiect mare și așa mai departe. Și bă, am stat așa un pic să mă gândesc ce naiba se întâmplă și nu știam ce vorbește și m-am uitat pe TikTok și chiar așa era cum zicea prietenul al meu și datorită lui am reușit să-mi securizez contul. Bine, oricum n-aveam ceva pe el neapărat, am și 39 de urmăritori, 2000 de like-uri în total, dar o nimica toată oricum. Nu am ceva special pe el, adică nu știu de ce ar fi vrut acel hacker să îmi fure contul, dar mi s-a întâmplat și la contul de Instagram să îmi schimbe parola și să mă deconecteze, dar aparent am putut să recuperez și am făcut tot așa și la Steam, nu știu de ce. Foarte mulți care atac acum, nu știu de ce, sunt foarte multe atacuri cibernetice. Aveți grijă unde intrați, pe unde faceți toate cumpărăturile astea online sau nu neapărat cumpărături online, cât unde vă băgați contul de Steam, oriunde accesați, verificați dacă pagina este sigură și dacă are securizată. Și dacă este cu HTTP sau ceva de genul, nu mai știu cum era, dar cred că o să vă pun pe ecran. Mare grijă că se întâmplă foarte multe chestii care vă poate distruge pe viață, pentru că unele informații nu ar trebui să se divulgă. Da, asta este. Mare grijă pentru că nu este de glumit. Nu înțeleg de ce există hackeri, nu știu de ce sunt o grămadă de chestii, dar oare cum îi înțeleg și pe ei, pentru că hackerii sunt făcuți pentru că anumite programe sunt cu bani și ei au făcut în așa fel încât ca să cracheze, nu știu, un program, un joc, orice, dar fără bani, știi? Și pur și simplu de asta sunt hackeri și nu doar pentru asta, pentru programări, pentru furat online, pentru o grămadă de chestii, dar am dat un exemplu, mă înțelegi? Ok, foarte bine. Hai că e bine. Gol? S-a băgat măr la moiul ăla. Foarte bine. Hai că mai dau, dar mamă, da, s-a dus să moară Gibilan și Georgeta, dar nu. Mamă, cum a apărat-o ăla, wow.
Stai că o să dau la peste mine. Încearcă să-mi facă schema, da, ești nebun. Dă-i tu, te rog. E pe poartă? Era pe poartă, dar dă sensei ăla. Asuma sensei. Nu știu cum să te cheme așa, dar în fine, o să-mi dea ăla așa. Nu a ratat, dar încearcă să mă bubuie de o jumătate de oră. Încearcă să bubuie pe toată lumea, nu știu, nu iese oricum, dar în fine, el tot încearcă. Ok, o să dau așa. Și cred că este gol, da, este gol. Mamă, dar cam riscant, că am dat fix în colțul ăla din stânga și era să nu fie poartă. Era să nu fie gol, știi? What the fuck is wrong limit? I don't know. Nu știu de ce de fapt el e pe stânga, nu știu, sunt obișnuit să mă duc eu. Habar n-am, nu știu. Foarte bine, un win. Nice, nice, nice. Am iau un boost, mai sunt 3 secunde și cam asta este. Dacă intra asta, vai, nenicule. Bun, am revenit în al doilea meci, să vedem ce putem să facem în acest meci, să vedem. Ok, luăm boost-ul neapărat. Aoleu, cam aiurea. Bine, bine că am dat, că altfel cred că era gol. Ok, aoleu, n-am putut să dau. Da, da, teammate-ul meu o să dea ăla. Sau face fake, o să dea. Are Insano, respect. Ok, am mai dat eu încă o dată dacă am prost. Nu știu dacă am dat peste el, dar nu cred că am dat peste el. Dă-i tu teammate-ul meu. Bravo, mai dă o dată dacă dai, e șmecher. O să dau și așa. Și cred că o să fie teammate-ul meu acolo și a dat gol, foarte bine. Ok, o să se ducă teammate-ul meu că e pe stânga, pe stânga. Nu știu de ce am zis stinga. Nu știu, mai pocesc cuvintele. Și acum sunt și un pic nervos că am încercat iar să filmez pentru al doilea meci. Și am dat un troller și m-am cam enervat așa un pic. Că nu suport efectiv trollerii. Ok. E gol? Bine. M-am băgat cam prost acolo, am încercat eu să dau gol la foarte bine, foarte frumos. Ok, bine. Venim cu el la kick-off ca să nu se simtă singur. Aoleu, cam prostuț. Kick-off. Ok, o să dau așa. O să încerc să mai nimeresc o dată. O să vină ăla King ăla. O să dea pe perete. A ratat. O să vină teammate-ul meu. O să vină așa mingea. O să dau eu. N-o să ajungă ăla. Ce vorbești, mă? Băi, eu știu deja jocul ăsta. N-o să nimeresc. N-am boost. O să dea. Da, n-o să dea. Ba da, a ridicat-o destul de frumos. Cred că o nimeream și eu, nu știu. Să nu mănânc rahat, dar cred că o nimeream și eu acolo. Și o dădeam. O pasă strălucită. Mulțumesc. Anticipat. Ok. Încă un kick-off. Deja 3-0. Este foarte bine. S-a dus bine că mingea. Dacă ar putea să-mi centreze. Hai că m-am și lovit de el. Ok, am dat. Vine ăla? Nu vine. O să încerc să ridic așa un pic. Mi-a dat pas aparent și e gol? Nu e gol. S-a lovit de bara aia de sus. O cerc să dau. Bine că am dat așa. N-am boost. Nu e nimeni în spate. Ok. Am încercat să-i dau o pasă de-ai. De fapt e gol. Bine! Nu mă așteptam să fie gol, sincer. Chiar mă așteptam. Deja au dat lefty, ești nebun la cap. Cum îl chema pe ăla? Scaratus. Ești nebun, ce nume este bă, băiatul? Ok, am revenit în a treia meci să vedem ce putem să face în acest meci. Foarte bine. A venit ăla. Cred că e gol, nu? Da, e gol. A scos-o teammate-ul meu foarte bine. Ok, o să încerc. A venit ăsta. Dă-i te rog frumos, bine. Hai că stai aici. Dă-i tu mai bine, bine. Că dacă m-a lăsat pe mine, cred că o scotea ăla din spate. N-ai șat. E bine, hai că am început cum trebuie. Am crezut că e în clanul KFC, dar nu. E că, de fapt, du-te. Dă-i tu mai bine ca să nu mă duc eu. Ok. Centrează-mi.
Dar nu sunt acolo. Degeaba. O pasă bună totuși, dar nu eram acolo, dar cred că dă el, nu, aproape oricum. O să dea ala. Să încerc eu să da. Am pasat, nu știu ce a fost acolo, sincer. Ce am vrut să fac, dar în fine. O să dea ala un pic. Ah, nu mă așteptam să fie așa. De sus. Ok. O să mai dea ala, cred. Da, o să dau eu. O să mai dau eu încă o dată, să dau teammate-ul meu. O să dea ala. Mamă, mamă, n-am boost. Am luat boost. Ah, de ce n-am mai... De fapt m-am grăbit. Ok, o să încerc să mai dau o dată. N-am reușit din păcate, dar bine că era teammate-ul meu aici. Încerc să-l bubui, dar nu reușesc. Mi-a tăiat el calea. Aparent, dă-i tu, te rog. Bine. Cam prost că era cu spatele, dar în fine. E gol? Nu, aproape. Mulțumesc. Combinație perfectă. Nu mai știam să dea așa, dar în fine. Ok. Hai că mă duc eu. Ah, cât de puțin. La stânga trebuia un pic. Da, aia. Sper că nu e gol. Nu e gol. Foarte aproape, dar ok. Vino teammate-ule, dă-i lung așa, bine. Dacă puteam să o mai dea o dată, era genial. Ah, de fapt, ajunsese, dar... nu mă așteptam. Nu mă așteptam. Bravo, n-am boost. Dă-i tu, te rog. Bravo, bravo, bravo. Mai dă o dată. Dă-i cu ăla. Dă-i, te rog. Nu te cred. Ok. Era foarte aproape. Dai? Bine, mai încă o dată. Nu pot. Dar nici el nu poate să dea, frate. Avea poziție mai bună decât a mea. Putea să o dea, dar aia e. Ce să zic. E pe poartă, dar nu o apără. Ok. Mamă, s-a dus cam prost. Vezi că am dat predict bine, că știam unde vine. O să dea ala. E gol? Mulțumesc, bă, dacă tu asta vrei și asta îți dorești. Au, dat și forfeit, foarte frumos. Da, fraților, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like, subscribe și să activați clopoțelul pentru a ști când postez. Pa, pa!